Bună ziua tuturor celor care ne vizionează! În această ediție a emisiunii IT Zone îl avem din nou invitat pe domnul Mihai Anăriuță. Bună, Mihai! Salut! Mihai, să știi că eu am urmărit emisiunea de miercuri seară a colegului meu Cezar Filip și a situației destul de sumbre în domeniul cabliștilor și a oamenilor care prestează acest gen de serviciu. Până la urmă, el ține de industria IT, nu? Oarecum, partea de cablu este un domeniu oarecum special, acela, să spunem, gestionat în primul rând de necesitatea protecției drepturilor de autor, dar fatalmente acum cam toate se integrează și cu partea de IT, pentru că digitizarea permite creșterea calității, așa ne vedem și noi în calitate HD. Digitizarea înseamnă fatalmente ceva legat de informatică, până la urmă, chiar dacă nu este foarte vizibil pentru utilizatori. Deci, într-un fel sau altul, lucrurile sunt oarecum legate, separațiile fiind oricum, oarecum artificiale până la urmă. În acest punct de vedere, bineînțeles că merg împreună, de asta probabil și firmele sunt cam împreună. Deci, de obicei, firmele care oferă servicii de comunicare, servicii IT, sunt cele mai în măsură să ofere și servicii de distribuție media și, în acest punct de vedere, ele constituie o necesitate în acest lanț trofic. Ele sunt cele care permit audienței să vizualizeze, nu-i așa, ce fac producătorii de media. Deci, majoritatea cabliștilor sau a oamenilor care distribuie cablu cochetează cu domeniul IT, ca să nu mai spun că unii distribuie și internet odată cu acest cablu. Ei, acum este și întrebarea. Măsura luată de MediaPro, până la urmă, ăsta este conflictul principal al cabliștilor cu MediaPro și oarecum o alianță așa mai de nebroasă, mai umbroasă cu RCSRDS. Această măsură nu afectează industria IT din România? Ca și număr de angajați, economic vorbind, ca și taxe la stat, tot. Greu de făcut o legătură directă. N-am idee care este eficiența firmelor mari, pentru că, până la urmă, dar uite, spre exemplu, te întreb altceva. Cam câți astfel de operatori sunt în țara noastră, momentan? Au rămas puțini. Cred că erau mii cândva, acum am rămas cam 300 și există îngrijorarea în ce măsură mai vor mai lăsa și aceștia la această... Și că veni vorba de asta, dacă sunt 300 de operatori, să zic cam un operator în medie, cam pe la ce cifră de afaceri se învârte? Depinde cât este de mare, dar în general majoritatea operatorilor sunt mici, deservind și eu un oraș micuț, cum suntem noi aici, sau în zone rurale. Operatori de mari dimensiuni au rămas iarăși puțin, a apărut un proces de agregare, în care, într-un fel sau altul, operatorii mici au dispărut și rețelele respective s-au agregat la o altă rețea. Am înțeles. De ce te-am întrebat eu cifra lor de afaceri, fiindcă automat, fiindcă ei cochetează cu domeniul IT, trebuie să cumpere echipamente, ei dau bani până la urmă pe chestiile astea de la firme specializate. Dacă ei dispar, este vreo garanție că firmele mari vor veni în locul lor și vor investi aceiași bani? Iarăși, e chestiune relativă în opțiunea de investiție. Întrebarea este și ce se întâmplă cu acea investiție. Fiindcă veni vorba și firmele mari investesc, chiar sunt consistente, deseori pentru a înlocuind lucruri care se fac poate mai mult manual, dar cu oameni care lucrează aici, care momentan, dată fiind criza, nu prea au multe alte debușiri, cu sisteme poate mai automate, poate mai perfecționate, poate mai lucitoare și mai cromate, făcute de ce de la pintină. Și care în acest fel permit să se lucreze cu număr mai mic de angajați. Din câte știu eu, cam toți mari operatori au redus numărul de angajați care existau pe piața respectivă. Faptul că vin și locuiesc echipamentele, dacă privim global, putem spune că arată, poate să fie un avantaj, pentru că în acest fel creează piață pentru firmele chineze, care și ele, la rândul lor, trebuie să hrănească atâta mari de oameni. Dar, pe undeva, pentru noi aici local, s-ar putea să fie un mic dezavantaj, pentru că rămân oameni fără un loc de lucru și, cum spuneam în ziua de astăzi, pare a fi o problemă și acest lucru. Deci, eficiența în sine, uneori, poate fi, de fapt, păguboasă, într-un fel, pentru că acei oameni, în loc să și eu să aibă și un salar și să mai își plătească și taxe la stat, ajung să stea de fapt în spatele statului și ne încarcă pe noi pe toți ceilalți care mai lucrăm. E un echilibru delicat aici între eficiență și stabilitate socială.
Cred că tot a venit vorba de eficiență. Dacă toate firmele astea, până la urmă, unele se vor fi nevoite, până la urmă, să închidă sau să se vândă altor societăți mai mari, societăților care, până la urmă, impun astfel de reguli sau urmează să impună, poate va fi un model asta în societatea noastră, calitatea nu va scădea odată cu dispariția micilor furnizori de astfel de servicii? E foarte posibil. De fapt, noi avem problema noastră a fost sesizată de mai mult timp de mari operatori internaționali. Noi suntem o țară oarecum ciudată, din cauza că au fost mulți astfel de întreprinzători care au încercat să ofere cât de mult posibil tehnic realizabil populației. Am ajuns să fim țara cu una din cele mai mari viteze de internet și cu costuri foarte mici pe deasupra. Cei care au fost prin țări străine, prin Șușou, Anglia, Italia, Spania, știu probabil ce dezastruos este internetul acolo și cu niște costuri considerabile. Atunci când s-au încercat să se vândă acțiune de operator național de către stat, chiar a fost un comentariu a unui director din Deutsche Telekom care era interesat și care spunea că noi avem problema asta, prea multă competiție pe piața locală care ține prețurile prea jos pentru ca să se poată obține un profit interesant. Deci dacă mergem și ne vom ca scop în sine profitul, probabil că abordarea la care să desfințăm cei mici să rămână doar câțiva mari e abordarea corectă, în sensul că acelora le va asigura acest fel un profit considerabil, în condițiile în care nu mai trebuie să oferă atât de mult, pentru că nu va exista așa de multă competiție în acest punct de vedere. Acum, situația în care se face aproape dumping din partea multor operatori, tocmai pentru a suburma pe cei mici, este o perioadă, zic eu, temporară, gândită să țină până în momentul în care se simplifică piața și în momentul în care probabil vor putea să fie crescute prețurile și cotele de profit. Da, foarte, foarte bine ai punctat aici faptul că ai punctat de fapt mai multe lucruri. În primul rând ai menționat de Anglia și ai menționat de competiție. Ei, eu întâmplător am trecut și eu prin țara aia și chiar am trecut într-o perioadă când era un conflict destul de similar, unul care de altfel ai punctat chiar și în emisiunea Subiectul Zilei a colegului meu, Cezar Filip. Este vorba despre un mare operator de acolo care a încercat cam același lucru cu micii distribuitori, dar totuși acolo în Anglia el a fost obligat să țină cont de legile competiției, de legile concurenței. Aici nu știu sigur ce să spun. Ar trebui teoretic să luăm exemplul celor mai buni. Englezii sunt, deși vorba ta fie că au servicii într-adevăr destul de proaste, pe acolo umblă foarte multă lume cu stick-ul înfipt în laptop și abia se poate uita pe YouTube sau cine știe ce alte fel de invenții, dar totuși acolo se ține cont de concurență. Nu numai acolo. Cum spuneam, diferența pe undeva, zic eu, așa văzut la distanță între noi și ei, nu e nouă. E dintotdeauna, probabil pe vremea lui Titu Maiorescu. Nouă îmi plac foarte mult formele fără fond. Și încercăm să vopsim niște garduri foarte frumos, fără să ne uităm, de fapt, care este scopul acelor garduri. De exemplu, multe din aceste presiuni se fac folosind legea protecției drepturilor audiovizuale, dar drepturile audiovizuale sunt niște drepturi oarecum speciale. În ce sens? Ele nu sunt fatalmente generate fizic, de fapt, de simpla posesie. Deci, în momentul în care ai un măr, ai un singur măr care poți să-l vinzi la unul sau la altul, deci aici fizic nu poți să dai mai multe locuri, nu poți să multiplici mărul și atunci legislația doar gestionează tranzacția să fie dorită de toată lumea, pentru că e o singură tranzacție posibilă. Eu dau mărul la cineva și acel ceva îmi dă ceva înapoi. Nu există alte variante. În partea de multimedia, în general de drepturi de autor, situația este inversă, în sensul că nu există nicio limitare fizică a posesiei. Deci, limitarea distribuției nu aparține celor care ar putea să distribuie, este o limitare implementată pur legal, deci este un monopol implementat legal cu scopul de a asigura autorilor posibilitatea să obțină o retribuție pentru opera pe care au produs-o. Dar acest lucru este, nu trebuie să fie deformat în sensul de a putea folosi acest monopol artificial, cum spuneam, deci care vine în contra ideii pieței libere că monopolurile trebuiesc evitate și descurajate. Deci acest monopol nu poate fi extins în direcția de a crea alte monopoluri pe baza lor,
când se întâmplă așa ceva în vest, apar niște mici probleme. Probabil că știe toată lumea ce probleme a avut Microsoft, când, datorită faptului că, folosind monopolul de care dispunea în domeniul sistemelor de operare, încerca să forțeze piața să adopte browserul lor, de pildă, sau suitelor Office sau ceva din acest gen, și a fost un proces. Era cât pace să dispună spargerea firmei Microsoft chiar, și până la urmă s-a rezolvat, firma Microsoft renunțând să mai își impună propriile produse, generând, lăsând o piață liberă acest domeniu, ceea ce a și dus la diversitatea din ziua de astăzi pe undeva, pentru că multă lume folosește Mozilla Firefox, folosește Google Chrome, în mare parte și pentru că Microsoft nu a mai putut legal să folosească metode de a le bloca accesul acestora pe piață. Ori, din păcate, la noi a fost adoptată, să spunem, chiar destul de agresiv partea de protecția drepturilor de autor, fără să se uită prea multă lume la ce se întâmplă prin abuzul acestor drepturi. Lucru care în vest nu prea se întâmplă. De exemplu, situația cu Sky Sports nu e nici pe departe similară, pentru că Sky nici măcar nu și-a pus problema să interzică distribuția către alte firme, doar le-a solicitat acesta la un preț cam cu 25% mai scump, mai mare decât le părea acestora rezonabil. Deci discuția nu a fost să dai, ci să dai și la un preț corect și rezonabil și discriminatoriu. Aici la noi nu există niciun fel de discuție. Deci în momentul în care se merge pe ideea, domnule, e proprietar, face ce vrea cu dreptul lui. Ei, problema, cum spuneam, dreptul acela nu este absolut. Este un drept limitat de interesul întregii societăți, care în acest caz nu a fost transmis într-un fel sau altul către sistemul regulator sau aplicat convenabil de sistemul regulator, care are la dispoziție toate prigile necesare, pentru că, apropo de Anglia, nu e chestiunea că e doar un exemplu. Suntem cu toți în Uniunea Europeană și directivele europene spun că aceste tipuri de drepturi trebuie integrate încât să se aplice cam la fel, cam peste tot. Deci în momentul în care un stat european are un exemplu, să spunem, o practică în acest domeniu, ar cam trebui noi să ne uităm, să încercăm să ne adoptăm o practică similară, sau invers, să-i convingem pe ei să facă ca la noi, să fie ca vestul sălbatic, oricine are un drept să poată face absolut orice cu acel drept. Bun, uite, iarăși ai spus de marea companie Microsoft, care în trecut, într-adevăr, încerca mai mult sau mai puțin să-și impună, fiindcă el avea cel mai popular sistem de operare de pe piață. Dar, uite, între timp, Microsoft-ul a început să atragă clienți datorită calității. A încercat, cel puțin, și momentan are destul de multe merite. În România, crezi că un grup ca Mediapro ar putea să învețe o astfel de lecție, tocmai penalizată de clienți sau de audiență? Că până la urmă Microsoft a fost penalizat de proprii clienți. Nu tocmai. Microsoft a primit cartonașe roșii dure din partea regulatorilor, din partea instanțelor, atât în America cât și în Europa. Clienții relativ puțin, deci tranzițiile către alternative au fost relativ limitate, mai consistente au fost către Apple, dar Apple a fost tot timpul un sistem oarecum mai de nișă, mai elevat, cu niște costuri mai mari, deci fără să aibă o penetrare la fel de ridicată, cel puțin în domeniul desktop. Microsoft a fost, hai să spunem, aproape umilit de marea dezvoltare a sistemelor mobile, însă, unde Apple a reușit să facă, să șocheze aproape lumea, să apară foarte târziu ca un competitor pe piață și să devină aproape imediat cel mai important competitor, făcând bine ceea ce Microsoft se chinuia să facă de foarte mult timp, de zeci de ani, știți probabil sistemul Windows Mobile și cu PDA-urile făcute cu ele, și care aveau și telefoane, deci existau telefoane cu inteligente mult înainte de cunoscutele iPhone-uri, dar nu au reușit să fie nici suficient de comode, nici suficient de ieftine. Aici avem domeniul în care Apple a venit cu un produs relativ ieftin pe porțiunea respectivă de piață. Ulterior, bineînțeles, lucrurile s-au mai schimbat, pentru că a apărut încă un nou competitor, a apărut Google, cu soluții de a oferi sisteme încă și mai competitive, folosind exact un sistem de operare desktop alternativ
sistemul de operare Linux, care, oricum, probabil că știți, stă la baza tuturor calculatorilor, telefonilor cu Android și a sistemelor cu Android, și care, în acest fel, probabil că aproape a putea să fie considerat unul dintre cele mai de succes sisteme de operare, deși prea puțin lumea a auzit de el. Pentru că tot ai menționat, de fapt, da, într-adevăr, Microsoft până la urmă a primit mai multe cartonașe roșii și până la urmă și la coadă și competiția. Celelalte firme s-au ridicat și au profitat de faptul că Microsoft a abuzat puțin de poziția lui. Dar și în media piața se schimbă, evoluează din ce în ce mai mult, atât în vest cât și prin România. Am început să sesizez că sunt ziare online, sunt televiziuni specifice, că e doar online. Cine va câștiga și cursa asta? Tot marile multinaționale? Sau există șanse ca și cei mici să reușească să se strecoare pe piața asta? E greu să sunt câștigători. Există... Dar piața până la urmă și la coadă va ajunge pe internet, piața media. Probabil, în mare parte, pentru că... Sau, mă rog, greu de spus acum cu precizie, dar probabil în mare parte datorită comodității. Deci, mica problemă a sistemelor clasice, am mai amintit data trecută, este limitarea informațiilor care sunt disponibile. Mi-aduc aminte când eu aveam seriale în presă, abia așteptam să apară următorul număr. Acum, pe net, mai ales dacă nu vrei să-l vezi exact atunci când a apărut, poți să-l vezi pe o dată fără să mai creezi așa mare presiune psihică în acest punct de vedere. Deci o comoditate. Al doilea avantaj este exact faptul că ai acces la foarte multe alternative de informații și în acest punct de vedere poți să-ți faci o idee mai bună. Uite, asta este încă o întrebare. Este de fapt un avantaj că toată media se duce înspre domeniul internetului și nu mai depinde neapărat de societăți care furnizează cablu? Dar e o fază de dihotomie aici. Internetul funcționează în mare parte prin cablu, care oferă stabilitate și performanță. Internetul mobil are utilitatea lui, dar este oarecum limitat la posibilități, datorită faptului limitărilor native ale mediului transmisiei radio. În acest punct de vedere, cele două probabil vor continua să coexiste. Aceeași chestiune e valabilă probabil în mare parte și pentru canalele liniare, în măsura în care ele reușesc să se definească pe anumite nișe. Deja au început să apară, există agregatoare inclusiv pe internet, sunt programe în care poți să te agregi cam ce tip de emisiuni vrei și în felul acesta să-ți faci propriul canal din programe furnizate de mai mulți. Dar pentru multă lume, televizorul, cum să spun, atacă un alt mod de interacțiune cu mediul. În timp ce internetul, în general, implică oarecare interactivitate, să cauți ceva în mod special și să aduni informații în acest sens, în televizor este versiunea simplă în care îi dai drumul și nu faci mare efort, poate te gândești la altceva în acest punct de vedere. E bun ca să faci o idee generală și ușor despre cum mai merge politica sau ce se mai știe în știință sau pur și simplu ca să asculti o muzică de relaxare. Asta este și motivul pentru care au succes și sunt necesare canale tematice care au o singură temă pe domeniul respectiv. Și acestea pot să continue să funcționeze în acest fel pentru că rezolvă această problemă. Că pot fi transmise și pe net este neesențial în acest punct de vedere. Diferența este a modului în care este el generat acest conținut. Canalul liniar, care este tipic televizorului, transmite continuu ceva preprocesat și eu ca organizare, ca așezare de informații acolo, de acest lucru cu punții editorii canalului, în timp ce internetul în general este folosit atunci când vrei tu să îți așezi informațiile sau să-ți cauți informațiile care te interesează, deci iei tu rolul acelui editor și îți așezi informațiile în maniera la care îți convine. Dar sunt lucruri oarecum diferite, poate chiar momente diferite din timp ale aceleași persoane, nu neapărat persoane diferite și cu moduri diferite de a vedea lucrurile. Deci oarecum momentan adică celor care vor să vizioneze canalele de televiziune este mai confortabil în primul rând televizorul ca să nu mai caute și doi, poate nu sunt toate televiziunile care se gândesc să-și facă și un canal online. Dar pe lângă asta am zis de confortul telespectatorului. Acest conflict care a fost și probabil va genera daune micilor cabliști, ce
crezi că va, ce impact crezi că va avea asupra omului, asupra confortului? Că până la urmă omul plătește confortul. Acesta este un confort. E relativ. Din păcate, exact acest confort este exploatat de aceste, de aceste mișcări de piață. Bazându-se pe faptul că omul este prea comod, el este învățat să vadă ceva și numai acel ceva și nu se uită la altceva, îl face să, ca anumiți operatori să aibă o putere disproporționată de piață față de calitatea reală a conținutului pe care îl distribuie ele. Acea calitate fiind fatalmente, până la urmă, în capul nostru, al oamenilor, celor care ne uităm la, la acele posturi, nu neapărat ceva care poate fi măsurat obiectiv. Dar acest lucru riscă să fie oarecum dăunător, în sensul că să limiteze numărul de opțiuni. În loc să ne uităm la, în loc ca această parte, canal de comunicație să ne mărească orizontul, ajunge să ne lungusteze doar la ofertele care ne sunt comode și transmise și care sunt folosite pe felii predefinite, verificate că funcționează, rețete de succes. Nu știu dacă este un lucru neapărat foarte bun acest lucru, pentru că până la urmă, dacă să găsim o utilitate acestui mediu mai dincolo de confort, care, cum spuneam, discutabil în ce măsură este un scop în sine, aceea ar fi posibilitatea de a avea acces la o multitudine de idei și de soluții și de abordări pentru diverse probleme care riscă să se limiteze. Deci confortul din acest punct de vedere, în timp, s-ar putea să ajungă chiar o daună a celor oameni. Depinde cum definim noțiunea de daună, cum spuneam. Până la urmă, confortul acesta naște un fel de tăcere, fiindcă dacă oamenii nu vor spune nimic și nu vor lua o atitudine asupra acestor tipuri de, nu știu, de abordări a marilor multinaționale, ei probabil că vor continua să facă astfel de demersuri, sporindu-și profitul. Se întâmplă în toate domeniile, nu doar în acest domeniu. Deci cam peste tot vedem că se întâmplă același lucru, se duc anumite, să spunem, decizii economice, anumite zone care nu mai sunt sub controlul nostru, deseori sunt sub controlul diverselor unor firme făcute prin paradisuri fiscale, care înseamnă fatalmente ceva care nu este luat într-un fel sau altul, măcar control, dacă nu și bani, deși posibil să fie și bani și aproape probabil sunt și bani acolo. Din ce cauză, cum spuneam, scopul care îl face într-un paradis fiscal este tocmai de a scăpa și eu de modul în care societatea poate controla ce se întâmplă în acel domeniu. Și în acest punct de vedere avem foarte multe exemple și nu doar la noi. În acest punct de vedere chiar firme foarte mari, vorbim de Apple sau de Google, și acestea au implementate sisteme de optimizare a profitului prin care fluxurile financiare trec pe unde trebuie, încât să fie cât mai puțin impozitate. Ceea ce este legal pe undeva, dar poți să vii să spui că este imoral, pentru că, până la urmă, impozitarea nu este, știu eu, ceva care trebuie să dea unui dușman. Este un sprijin pe care trebuie să-l dăm cu toții societății în care stăm, la care trebuie să și pretindem și pe care trebuie să o și sprijinim în acest sens. Ei, din păcate, la noi aici implică mare problemă destul de veche că ne-am separat pe undeva noi și statul. Și atunci statul este văzut ca un inamic, orice formă de a-l ocoli este moral permisibilă. Acest lucru este destul de grav, pentru că nu poți să pui un milițian în spate, un polițist în spatele fiecărui om. Societățile civilizate sunt civilizate și funcționează pentru că marea majoritate a oamenilor înțeleg de ce funcționează așa, înțeleg de ce trebuie făcut un lucru, de ce trebuie să sprijine statul de exemplu și nu doar cu impozite, poate și văzând că ceva nu e în regulă, făcând reclamații sau măcar arătând acel lucru public încât să fie mai puțin ascuns. Asta e un lucru care iarăși la noi este tare rău văzut, la noi se merge pe ideea, domnule, ce se bagi tu nasul, lasă că e treaba lui, nu-i frumos să te uiți în ce face acela. Iarăși o chestiune probabil moștenită, cel puțin din comunism, dacă nu din mai mult timp, când, dacă ia statul, ia tuturor, deci a meu, deci poți să iau ce te bagi tu, că ăla și-a în dreptul lui. Deci niște chestiuni care au dus la aproape disoluție morală a societății noastre, pe care o cam vedem în jurul nostru. Bun, o ultimă întrebare și cu asta încheiem. Tot ai menționat de societăți care au maturitatea de a gândi înainte puțin dacă să facă acțiunea aia, dacă e bine ce au făcut anumite societăți sau chiar statul, dacă e bine ca
dacă e bine ca statul să facă ceea ce trebuie să facă. La noi în România, ce ar trebui ca cetățeanul de rând să ajungă la maturitatea de a gândi dacă societățile fac ceea ce fac ei bine, dacă statul acționează bine, cum ar trebui să ia atitudine împotriva statului sau împotriva acelei societăți? Educație. Deci trebuie să încercăm să ne educăm și să încercăm să înțelegem exact ce se întâmplă în jurul nostru. La noi se poartă, iarăși, în motive de comoditate, au foarte mare succes mesaje extraordinar de simplificate, care nu au niciun fel de substanță și care sunt ușor demontabile ca fiind complet false, dar nimeni nu se deranjează să le și demonteze. Și omul rămâne cu aceeași impresie că niște lucruri se întâmplă independent de el, este doar o rotiță care chiar nu contează, pur și simplu se retrage, stă într-un bar și își bea necazul în loc să se gândească, domne, ce am putea face? Dar fiecare parte poate face foarte, foarte puțin. Dar cu toți împreună putem face extraordinar de mult, pentru că așa au crescut societățile care au ajuns unde am vrea noi să ajungem. Multă lume încă mai speră că, știu și eu, vine tătucul cu nu știu care sau nu știu care dictator care oare să facă totul bine și frumos. Acest lucru nu se întâmplă în practică, o poveste cu zâne. Sunt cazurile în care a venit un dictator binevoitor și a făcut totul într-o țară, probabil nu merg pe degete, pentru că acestea sunt excepții. În general, să spunem, oamenii care sunt preocupați de a înțelege adevărul nu sunt neapărat preocupați să caute și puterea. Sunt două categorii oricum distincte de oameni. Și să ne punem speranța în brațele unora care, discutabil în ce măsură, vor chiar să ducă întreaga societate spre bine, este un lucru cel puțin riscant. Să înțelegem fiecare cam unde suntem, cam ce vrea să facem și să începem să ne spunem unei altora părerile, pentru că fiecare are, din păcate, un unghi relativ îngust de vedere, inclusiv eu, bineînțeles. Putem afla care este realitatea doar schimbându-le noi păreri, aflând cum le vede altcineva și punându-le de acord opiniile noastre, încât să putem vedea mai clar ce anume este în realitate și să putem în acest fel să ne putem planifica ce măsuri am putea lua pentru a merge încotro am vrea să mergem. Da, mulțumim frumos încă o dată pentru participare. Concluzia finală ar fi, dragi telespectatori, că individual poate nu pare că putem face cine știe ce, dar dacă toți am reușit să gândim puțin mai mult, dacă am reușit să analizăm puțin mai mult și nu neapărat vorba aia să ne ducem să ne necăm amarul sau să ne închidem în camere și să stăm acolo, probabil am realizat mai multe.